Dar el m-a amenințat, eu nu știam că există așa ceva. Nu vă dați seama, păi dar cine putea să mă amenință? Hai pe bune, sunt și vreo Miss 90, 60, 90. Dacă eram Dumnezeului de acum 5-6 ani când eram chiar o Miss, mai ziceam. Dar acum, pe bune, eu nici la mare nu mă duc să mă expun, da? Hai să fim serioși. Aveți astfel de, cum se numesc, de frustrări, ca să zic așa? Măi, nu e vorba de frustrare, dar cum complexe, să zic, să spun. Măi, nu, e deranjant pentru că eu nu am fost așa. Din cauza stresului sau, evident, sunt niște dereglări care nu pot fi rezolvate nici pe cale chirurgicală, nici cum rezolvă fiecare om. Ar trebui să iau niște medicamente care au niște efecte adverse foarte urâte și nu vreau să fac așa ceva. Iar, cum să zic, mai la mare, cum să zic, e bine să te duci tu cu familia ta și când nu ești atât de perfect, e bine să nu disturbi visul. Dar iată că uneori nici la duș nu ești foarte securizat, ca să spun așa. Nu, e bine că facem duș pentru că asta înseamnă că suntem niște oameni curați. Și aș dori să le propun tuturor celor din jurnalism și din politică să se spele cât mai des. Nu de alta, dar put cumplit a mizerie și a latrină. Diana Șoșoacă spune că este amenințată de soțul ei că vor apărea poze cu ea goală din duș dacă nu-și va da demisia din partid. Nici măcar acest lucru nu o face pe senatoare să se sperie. Diana Șoșoacă spune că tocmai din cauza kilogramelor în plus pe care le are din cauza unor afecțiuni pe bază de stres, nu merge nici măcar la mare.